Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi voi merge la ziua recoltei la Râmnicu Vâlcea pentru a vă prezenta acest târg. Haideți să vedem! Am plecat din țară la o vârstă fragedă și pot să spun că dorul de casă mă macină. Muncesc într-o fabrică și mai vărs câte o lacrimă când mă gândesc la ai mei și la locul de baștină. Sunt motivat de bani, de asta am ajuns să plec, cam vise am planuri mari și vreau să reușesc. Mai sunt oameni ca mine, boi, ce și-au luat viața în piept și locuim grămadă acum într-un apartament. Să nu crezi că e ușor printre străini, Occidentul e frumos, dar și plin de venin. Ne mai distrăm seara când ne adunăm și gătim ceva tradițional și ciocnim un pahar de vin. Și atunci zic, înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ea mă dă departe, și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și tu mă iar acolo unde inima mea bate. Și m-am lăsat dus de destin, cu gândul că într-o bună zi acasă am să revin și am să contribui cu puțin, puțin, să facem ceva bun cu pământul ce-l moștenim. Și 10 ore, zi de zi, trei schimburi, frate, de-ai ști că trag din greu satinul leu. Sunt motivat de copilul meu, când vine seara vorbim pe Skype, îmi zice mereu, tati, mai stai, mi-e dor de tine și lui mami, hai acasă că ne descurcăm noi cu banii. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ea mă dă departe, și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ea mă dă departe, și tu mă iar acolo unde inima mă bate. Unde inima mea bate, 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 unde inima mea bate. Înapoi la mine acasă, unde Dunăra se varsă și ea mă dă departe, și tu mă iar acolo unde inima, unde inima mea bate. Bate!